În calitatea mea de mamă, îmi doresc să cresc niște copii sănătoși și independenți. Și la asta lucrez în fiecare zi de când îi am pe cei trei copii. Însă, în anul pandemic, nu am fost foarte mândră de felul în care eu am reacționat atunci când ei făceau lucruri pe care eu îi încurajasem atât de mult să le facă. Un mic exemplu este acela legat de încălțămintea lor. Eu i-am învățat încă de mici să se încalțe, să se descalțe singuri, să aibă grijă de încălțămintea lor, să-și o curețe, să-și o spele. Ei bine, în anul acesta, în care am traversat printr-o pandemie, atunci când îi vedeam că fac asta, eram foarte stresată și reacționam. Și nu-mi place cum am reacționat. Adică am avut momente în care le-am spus nu, lasă că te descalți eu, nu mai pune una pe pantofi. Pentru că îmi era teamă să nu ia multul virus de pe încălțămintea cu care fuseseră afară. Ei bine, cred că, dragi părinți, și acesta este un mesaj, un sfat și către voi, haideți să încercăm să ne gestionăm mai bine anxietatea, să nu lăsăm teama să ne ghideze în felul în care încercăm să și ne străduim să ne educăm copiii. Teama și anxietatea pe care noi le simțim din cauza pandemiei pe care o traversăm, aceste sentimente, aceste emoții le transmitem și copiilor. UNICEF România are în acest moment o campanie prin care ne încurajează să ne spunem oful, să vorbim despre lucrurile mai puțin plăcute care ni s-au întâmplat în ultimul an și împreună să ne susținem și să trecem mai departe, să mergem mai departe, iar când toată această nebunie se va încheia, sechelele cu care probabil că unii dintre noi vom rămâne să fie cât se poate de mici. Toate detaliile campaniei Spuneți Oful le găsiți pe site-ul UNICEF România.